asistentul de la Gura Portiței. Până în acest moment am reușit să recuperăm 3 dintre cadavre, din păcate. Am fost anunțat la ora 8:25 în această dimineață, pentru că pescadorul Siș acum nu a mai revenit în port. De când lipsa? Conform declarațiilor colegilor lor, ultimul contact l-au avut cu ei la ora 18:30 duminică, după data de 16. Ce s-a întâmplat atunci? Nu știe nimeni, nu avem niciodată probabilă loc sau cu locul unde s-a scufundat nava. Presupunem că a fost un incident în urma traulării, dar nu știm, nu avem cum. Ce doar presupunem. Asta în urma traulării? În urma traulării? Nava traulează, trage o plasă după ea cu o anumită încărcătură și dacă nu este traulată corect sau dacă manevra nu este corectă, poate duce la răsturnare, la răsturnarea embarcațiunii. Unde se deplasa? De unde? Și nu vrea să ajungă la media. Nu avem de unde să știm aceste informații, pentru că nava nu are niciun, aceste nave nu au monitorizare asupra. Și nu au putut nici să apeleze? Nu a apelat nimeni, deci nimeni nu a dat niciun semnal de SOS, de stres, alertă primeie, cum doresc să luminim, deci din păcate nu am avut nimic, ci doar colegilor, pentru faptul că ei nu au revenit, au anunțat pe care unul nu a revenit. Ei au semnalat faptul că ei nu s-au întors. Dacă s-a deschis un dosar de cercetare? Da, există un dosar de cercetare penală deschis în acest loc. Pentru? Ce faptă? Pentru faptă? Irem? Probabil în rem o să fie, dar probabil pentru o dată avarierea embarcațiunii și ulterior pentru omor din culpă. Cum? Au loc în continuare, sunt 5 embarcațiuni implicate în căutare. Avem 2 embarcațiuni ale Ascomului și 3 ale MAI-ului și un elicopter. Așteptăm acum să ridice și al doilea elicopter până la căderea serii. În orice caz, la căderea serii se va sporă de rog, operațiunea de căutare salvare. Există astfel de echipamente la bordul acestor tipuri de nave. Și e normal? Și nu au avut, da, conform legislațiilor nu sunt necesare, ele rămânând în zona costieră cu acoperire radio tot timpul. Deci ei ar fi putut să dea echipamentul care l-au permite acest lucru, adică cum să vă referiți în radio, telefon, dacă nu au avut timp. Pardon, v-am spus că nu există. Nu au avut timp. Când au plecat